Fotbalul rural juvenil este una dintre principalele preocupări ale Asociației Județene pentru impulsionarea mișcării sportive de la țară. Componenții Forului Județean vor aplica încă un program intitulat Caravana Fotbalului Buzoian. Concret, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean vor fi organizate competiții de fotbal în mai multe școli din rural. Copiii vor fi stimulați prin premii, iar cei mai talentați vor fi încurajați să continue să joace fotbal. Comitetul executiv al Asociației Județene de Fotbal a aprobat un proiect prin care, denumit Caravana Fotbalului Buzoian, destinat copiilor din clasele 0 până la clasa 8-a. Este un proiect în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean prin fiecare unitate școlară. În acest proiect vrem să mergem în fiecare localitate, fie că au echipă de fotbal, fie că nu au, să identificăm copiii, băieți și fete și să organizăm niște competiții pe plan local, unde le vom acorda și niște premii. Noi ne dorim să identificăm copiii care au înclinații către fotbal, să îi aducem către acest sport foarte frumos și să îi îndrumăm către echipele din apropiere sau către echipele fanion ale județului Buzău. Rezultate palpabile ale acestui program ar urma să apară peste câțiva ani, odată cu lărgirea ariei de selecție pentru echipele din județ. Filonul de talente pentru FC Buzău, Metalul sau Râmnicu Sărat ar fi mult mai bogat decât în prezent. Unii dintre copiii talentați, spun șefii fotbalului buzoian, ar putea fi selecționați inclusiv de LPS Buzău. Dorim ca acești fotbaliști din mediul rural să fie o pepinieră către echipele care reprezintă fotbalul județean la nivel național, cele două din echipe din Liga 3, Metalul Buzău și CSM Râmnicu Sărat, FC Buzău la Liga 2, mai ales că vrem să întărim și către liceu cu program sportiv, vrem să întărim aceste echipe la nivelul juniorilor și ne-am gândit să mergem către mediul rural. Programe similare sunt derulate și în țări unde sportul cu balonul rotund se bucură de performanțe excelente, dar unde condițiile de viață din mediul rural nu sunt dintre cele mai bune, precum Brazilia și Argentina.